Cătălin Denciu, medicul din Piatra Neamț, care a suferit numeroase arsuri după ce a sărit în foc ca să-și salveze pacienții bolnavi de COVID-19, este în stare critică. Are arsuri pe aproximativ 75% din suprafața corpului. Mai mult de atât, înainte de a fi transferat în Belgia, i s-a făcut un test COVID-19, iar medicul a ieșit pozitiv, deși mai fusese infectat în primăvară. În timp ce Cătălin Denciu se luptă cu moartea, în România autoritățile continuă anchetele pentru stabilirea vinovaților incendiului din Piatra Neamț. Managerul spitalului și-a dat ieri demisia. Nu este suficient însă, susține premierul Ludovic Orban. Eu am dat dispoziție la toate structurile de subordonare guvernamentală să sprijine ancheta cu profesionalism și cu celeritate, astfel încât să fie identificați responsabili. Acolo există o răspundere uriașă și cei care sunt vinovați trebuie să fie pedepsiți. Este suficient de o demisie, domnule Orban? cum să fie Nici de... dintre victime încă nu au fost identificate. Din acest motiv se vor face expertize ADN.